și vom avea nevoie. Ne să punem toate ingredientele așa aici. De lapte condensat, 80 de grame. Apoi vom avea nevoie de unt, 125 de unt. Apoi vom avea nevoie de 3 gălbenușuri. Le vom lua de aici, de la ouă. Un praf de sare. Vom avea nevoie de praf de copt, 8 grame. Eu am să împart aluatul în două și am să fac și cu cacao. Aici am 10 grame de cacao. Am să pun și 50 de grame de alune de pădure. Puteți pune și nuci, și alune, și migdale, ce doriți. Așa, în interior. Mai avem nevoie de făină. Făină. Și cine dorește, putem pune, o să ne jucăm astăzi cu rahat, tăiat bucățele mărunțele. Doresc 80 de lapte condensat. Așa, ia să vedem cât avem aici. Am să dau fruntarul de parte. Și acum vom separa albușurile de gălbenușuri. Și punem 3 gălbenușuri aici. Și punem 3 albușuri aici. Și eu foarte, foarte multe rețete mi-au ieșit, le-am făcut din nou, le-am mai schimbat, că nu e așa bine. Și așa am ajuns unde am ajuns acum. Așa. Am să dau albușurile de parte. Am pus laptele condensat cu gălbenușurile, punem și untul, 125 de grame. Punem și un praf de sare. Apoi o să lăsăm la odihnit aluatul nostru și cât se odihnește, noi facem aluatul pentru pâinică și o dăm la cuptor. Și cât pâinica se coace, facem fursecurile. Eu totuși am să las pe foc la mic aici să se facă laptele condensat, chiar dacă am pus amidonul, să vedeți cum iese. Așa. Și l-am pus pe foc. Și amestecăm așa untul cu laptele condensat. Deci nu mai punem deloc zahăr, că deja este în lapte. Voi pune și alunele noastre de pădure. Dar puteți pune și alune și nucă și vistic, ce doriți puteți pune în interior.
puțină făină. Făină cât cuprinde, să fie un aluat potrivit de tare, să nu fie prea moale, dar nici prea tare. Așa. Și am să pun puțină făină la început cu praful de copt. Aici am praf de copt, 8 grame. Și amestecăm. Apoi am să împart în două și în jumătate am să pun cacao și în jumătate am să-l las așa. Apoi adăugăm cacao și făină cu ce împărțim. Puteți gusta aluatul și să vedeți dacă nu este prea dulce. Este dulce. Puteți adăuga încă puțin zahăr. Așa, am amestecat și acum împărțim în două. Am să împart așa în două. Să pun aici o parte peste cacao. Și o parte las aici să adaug pentru de făină. Eu am să mai învârt așa aici în lapte, las pe foc. Așa ca să-l scad. Și acum cu mânuța frământăm. Este necesar. Vedeți, aluatul este foarte moale. Se vede. Ia să o duc mai aproape. Vedeți cât este de moale. Deci mai adăugăm făină, să fie mai tare, că nu se poate lucra. Mai pun puțină. Așa. Și o incorporăm pe toată. Și astăzi facem pursecuri cu lapte condensat, în două culori, cu cacao, cu alune de pădure și cât aluatul se odihnește, facem pâinica cu in, fără făină. Așa. Ia uitați aproape clapa. Când nu se mai lipește de degete aluatul, atunci este gata. Dau așa de parte, până aici pe fund. Și punem compoziția cu cacao, cealaltă jumătate și unde avem cacao. Amestecăm și apoi adăugăm făină. Așa. Puteți adăuga și puțin rom dacă doriți. De lămâie, de portocală. Vanilie. Să dați aromă la... la fursecuri.
luat potrivit, vedeți, ca o mingiucă. Nu este nici prea tare, dar nici prea moale. Nu se lipește de mâini, nu trebuie să se lipească de mâini. Eu așa fac. Ia să mai învârtim aici în laptele nostru. Eu l-am lăsat la foc mic să scadă. Așa. Chiar dacă am pus amidonul și untul, eu îl las la foc mic să se facă. Și cum am spus, săptămâna viitoare o să ne vedem două zile să facem un tort. Încă nu știu sigur în ce zile. Un tort pentru o fetiță de 10 ani. Și o să facem împreună. O să stăm mai mult împreună două zile. Așa, mai adăugăm puțină făină. Ieri am scos săpunul din cine nu a văzut și nu a intrat în direct, am scos săpunul din forme, săpunul cu mușețel. Rețeta încă nu am publicat-o pe YouTube, dar găsiți aici pe pagina ambele video și cum am făcut în direct cu voi și cum l-am scos din forme și plastilina. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină. Și mai e nevoie, se simte la mână că este lipicios. Eu nu am adăugat arome, dar puteți adăuga arome. Esență de vanilie, coajă de lămâie, de portocală, dacă doriți. Așa, cred că este gata și acesta. Vedeți, a început să nu se mai lipească. Facem porsecurile. Așa, aici avem și puțin rahat. O să dau de parte și am de aici. Și ne aducem fundul nostru. Am tapetat și eu o tavă mică cu hârtie. Așa. Și aici avem aluatul. Aluatul nostru, cel alb și cel maron. Și voi lua așa, mai întâi o bucățică și o bucățică. Și acum ne putem juca cum dorim cu aluatul. Așa, ia să luăm așa câte o bilă. Punem o bucățică de rahat. Sau putem întinde una peste cealaltă. Trebuia să o fi ținut la frigider. Eu nu am ținut-o la frigider, dar nu-i nimic.
trebuie ținut la frigider, eu nu l-am ținut. Și se lucrează mai greu. Și se lucrează, hai să-l pun pe acesta la frigider. Să le facem așa. Ia să vedem aici ceva. Am revenit. Aici sunt. Așa. Am făcut aceste forme rotunde. Să vedem. Să dăm așa prin pâinină. Puteți pune și o bucățică de nucă dacă doriți.
prin tăină. Vedeți cum partea de jos, așa. Și apoi apăsăm aici pe mijloc. Și punem în mijloc, așa, punem asta. Puteți da orice fel de formă doriți în fursecuri. Dăm prin făină. Repede la cuptor să vă arăt și cum vin și acestea, că durează puțin, că noi le facem pe celelalte. Așa. Iată. Le dau la cuptor și noi continuăm și între timp se fac. Nu durează mult. Să le punem pe celelalte blocuri. Sunt fiert pinți, chiar vrea să gust. Sunt bune, sunt fragile de fragile. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și weekend plăcut, o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc, Maria, mulțumesc, pupici, pupici tuturor. Și ne vedem luni. Ne vedem luni cu alte rețete. Lăsați-mi mesaje în comentarii de unde mă urmăriți și ce ați dori să facem împreună. Eu mă pregătesc și facem. Vă anunț, vă las mesaj. O să fac, o
să las mesaj cu câteva zile înainte, ca să vedeți. Așa și facem. Să-mi lăsați mesaj. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru vizionare și cum sunteți alături. O zi frumoasă și weekend plăcut și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere, pupici, multă, multă sănătate vă doresc tuturor. La revedere, o zi frumoasă.